Salutare, sunt Sorin și bine ați venit la al doilea Let's Play de pe Metin 2 Road Taurus. În acest Let's Play o să facem o misiune, misiunea cu moara vânătorului. Trebuie să mor mai mulți pentru această misiune. Intrăm în temniță. Deschidem misiunea. Așa să nu avem lag și începem. Dacă o să termin rapid misiunea asta, o să mai facem o misiune. Să nu se încheie prea rapid display-ul. Apoi nu sunt probleme. Pun probleme mai multe de astea. Intrăm în cealaltă cameră. Poate avem mai mult noroc acolo. Mă ocup de misiuni la fiecare level pentru a nu avea probleme la level mai mare, că am prea multe misiuni nefăcute. O să mă apuc să fac și pe șaman, că acolo nu am nicio misiune făcută. Nu e problemă, o să fac la experiență din ele. Nu o să bag de corver sau ape, pentru că nu am nevoie. Tamor. Panor. Ba da, o să mor. Sau nu? Am nevoie de un imun, dacă l-am o stun aici, eram dus. Uitați. Nu prea am probleme cu lupul, pentru că îmi dă 50 apărare care se simte. Deci, e bine. Iureș, aura. Am citit un Iureș aseară de la Shoat. Am nevoie de unul în continuare să facem 7. Aura încă nu pot citi. E foarte bine. Am dropat aseară și o carte Sun Zi pentru conducere. O să o citesc pe șaman unde vreau să fac pe. De fapt, e drumul
nu până la P, dar vreau să o fac cât mai mare. Pentru că o să mă ajute mult pe șomancă. Din nou iau stan. Mai am două cărți ale misiunii pe care o să le fac în termin misiunea actuală începută cu mânia pe genului 2, pe care o să fac în acest display dacă termin misiunea, și da, am terminat misiunea cu arcul împodobit. Mi-a picat arcul. Acum probabil o să mă las să murăț să dau oraș și o să merg în V1. Bun, o să opresc aici filmarea și revenim în V1. Ok, am revenit. Între timp am descoperit că pe engine otrăvitor nu o să se găsesc în V1, ci în deșert. Așa că o să începem misiunea. Trebuie să omor 40 de pe engine otrăvitori. Sper să omor cât mai rapid. Ia oricum mai mult mob pentru a apărea alți pe engine. Fac un fel de respawn. O să termin destul de ușor misiunea. Nu o să fie probleme. Și sper să primesc recompensă bună. Cer să mor. Am luat și o travă. Nu e problemă. Pot să zic că dau un damage destul de bun în ei. Niște bonusuri, nu aș striga pe iteme, dar momentan e bine până termin cu aura. Până fac G. Când fac G o să mă apuc mai bine de farmat și o să strâng mai mulți bani pentru iteme bonusate. O să cumpăr direct bonusate pentru că e greu să le fac eu. Necesită mult prea mult timp și bani investiți în joc. Și joc din plăcere. Da? Deja am omorât aproape 20. Se face rapid misiune. Mai am 20. Dar mi s-a dus aura. Asta e o problemă. Nu o să dau reload pentru că pot să dau și fără aura. Mai greu că pot.
așteptăm și aura. Despre alchimie am făcut câteva pietre, nu prea folosesc, nu prea mă ajută momentan, probabil la level mare când acele pietre vor fi plus mai mari, mă vor ajuta mai mult. Am obținut câteva pietre cu nivel plus 1 la tombolă, una cu șansa de apărare împotriva șamanilor 1%, asta cu siguranță o să mă ajute. Da, urmesc. Dar probabil la level mare mă va ajuta cu ceva. Nu cred că e implementată deja această opțiune. Cristale de energie nu prea fac. De fapt, fac, încerc să fac, dar nu prea reușesc. Ce farmez iteme ce-mi pică la mine, toate le strâng și fac cristale de energie, fac fragmente de energie din care încerc să fac cristale. Cele cu 7 și 10 energie le vând, pentru că fac ceva bani din ele, iar restul le folosesc. Bun, încă 14 paianjeni. Asta. Manual de îmbunzicare. Nu o să-l citesc, pentru că am de la level 8 la chemarea calului și vine foarte rapid calul. O să-l vând. Am în permanență 3-4 shop-uri la albaștri. Deci am din ce să produc banii, vând upgrade-uri. Alții poate cred că e o prostie, dar chiar fac bani destul de buni din asta. Și un moco. Îi strâng și pe aia. Voi începe în curând o serie de let's play-uri și pe un privat. Încă nu știu care, probabil pe Story sau pe Forgotten, încă nu știu sigur. Cel mai probabil pe Story, pentru că e mai greu, după părerea mea. E mai greu să crești. Bonusuri găsești la magazin, cărți la fel, pe Forgotten trebuie să farmezi pentru tot. Dar pică prea rapid cufere pe Forgotten, deci se poate face foarte simplu un item full bonus. Chiar am jucat
o perioadă, câteva zile acolo și am făcut niște iteme destul de frumoșele. Probabil le voi da la un giveaway. Să văd pe viitor. Batem și niște scorpioni. Nu pun acum armă, scuturi și armura pentru că nu scade în viteză de mișcare. Pierd câteva licori roșii, dar nu are problema. Nu mai găsesc pe aia, ne-o trobiți. E tot un metin de 40, hai să spargem. S-a blocat puțin lag. Damage-ul e destul de bun, fără buff. Poate am noroc de ceva bun. O să merg pe metinele de 90, poate reușesc să cumpăr o mânușă de la cei de level mai mare. Și o să fac și un let's play la farmat de metine, probabil de metine de level 45 și 50, pentru că astea de 40 deja nu prea mai dau. Drop, nu mai am... Am destul de stop drop și la metinele de 45. Uitați că am făcut și 25%, piatră grade plus 2 și carte. Lăpitura deletului. Iau și piatra, folosesc pentru lingouri. Și așa am spart și un meeting în acest let's play. Nu mi-a dat nimic interesant ca spart. Niciun păianj nu trebuie. Și ultimul.
păcate, de cesătură plus. Nu e rău, o să mă ajut odată. Să deschidem și o nouă carte, Spiritul Tigrului Galben, General Broscă, trebuie să mor 30. General Broscă Tower, ok, poate în Let's Play-ul următor. Cam atât cu acest episod. Eu vă surim, pe data viitoare, numai bine.